Lumea s-a alarmat când o vedetă a apărut în public având fața umflată. Fiecare a tras propriile concluzii sau a judecat, dar adevărul este unul singur. Și-l aflăm în exclusivitate chiar de la sursă. Xonia! Hey, bună, bine venit! Ce faci? Găsit! Welcome back! Mulțumesc! Bună! Ce bună, faci? Bună, bună! Foarte, foarte bine și uite ce frumos ați făcut aici! Îți place? Da! Place foarte mult! Foarte mult! Hai să vezi ce ne așezăm și să povestim un pic! Hai să vă să-l încerc și eu! Uite ce frumos e! Place! Oh, ce faci tu? Cum ești? Foarte bine. Foarte bine. Trebuie să fim mereu foarte bine și de la foarte bine în sus trebuie să fim pozitivi și să ne bucurăm de viață și de ceea ce avem. Dar uite că mai apar și niște lucruri așa care nu sunt tocmai neprevăzute. Da. Corect. Când au apărut primele semne? Acum o lună. Dar nu a fost așa într-o dată o mare umflătură la față. Bine, eu am și alte simptome, doar nu e doar umflătură la față. Doar că asta este cea mai vizibilă, da, și deci, dar tu nu s-a întâmplat totul peste noapte, că nu te-ai trezit a doua zi cu fața umflată, ci lucrurile astea s-au agravat, dacă timp, pot spune, în timp. În timp, da, și inițial m-am gândit că poate m-a tras curentul sau poate că n-am dormit suficient și am ochii puțin mai umflați, că doar nu s-au umflat într-o dată fața. Apoi am luat de alergii, medicament, nu prea a avut efect, așa, apoi tot... am ajuns la porțile pe care le-am ajuns doar la față, pentru că la corp nu este nimic schimbat, la modul ăsta să fie puffy. Așa, acum am făcut niște analize, chiar acum ar trebui să le și primesc. Am făcut investigații, acum să vedem care este rezultate și ce mai exact se întâmplă cu mine. Ce variant ar fi? Adică ce ar putea să fie? Despre ce am caz puțin mai specială, să zic așa, dar nu neapărat specială. Una mai puțin întâlnită, oricum sunt o persoană destul de sensibilă de fel. Poate fi o intoleranță la ceva, cumva? E foarte posibil. Am făcut toate analizele posibile și genetic și... adică să le acopăr pe toate, pentru că în primul rând îmi doresc să știu ce și cum. Nu pentru cei de acasă care... au văzut anumite știri că mi-am făcut operații estetice și nu știu ce. Nu este cazul. În primul rând, îmi place foarte mult cum arăt și sunt foarte tânără. Nu am nicio operație estetică în afară de... Ok, că mi-am făcut acum nu știu câți ani de zile și nu mi-am mai făcut mărire la buze, dar în afară de lucrul ăsta nu am nimic făcut la fața mea. Adică deci tu n-ai intervenit cu nimic la fața ta. Nu știu de unde până unde. Nu. Pomeți am avut mereu. Asta este, dacă vrei, structura mea de... structura mea. Da, și da. Ați întâlnit-o și pe mama, ați văzut-o și pe ea, deci nu are nicio legătură. Și chiar nu aș... eu iau în serios asta, treaba cu sănătatea, și chiar nu aș veni și aș spune că am probleme de sănătate. De a spune așa ceva nu mi se pare corect. De glumă. Și este ceva foarte serios și chiar... pentru tuturor, chiar doresc toată lumea multă sănătate, tot sufletul. Deși ai această problemă, da, care te deranjează, tu nu te-ai oprit și ai ieșit în continuare la evenimente? Nu, din contră, dacă chiar aș vrea să mă feresc sau să nu știu, adică logic ar fi, dacă mi-aș fi făcut ceva, nu aș sta acasă. Adică nu știu, eu nu m-am ferit cu nimic, n-am avut nimic de ascuns, chiar eu mă simt foarte bine. Și așa, cu fața mai umflată. Acum deja m-am obișnuit, nici nu mai știu cum era. Da. Și nu mi se pare nimic acum mare lucru, asta e. Fața e puțin umflată, bine, plus celelalte lucruri, dar nu contează, adică sunt bine, nu pot să mă plâng, sunt alte persoane cu cazuri mai nasoale și chiar... Nu, de ce să stau în casă? E ca și cum, ok, dacă mi-ar fi apărut acum un coș pe față, ce, trebuie să stau în casă, că nu-s perfectă? Nu! Te mai gândești că poate, nu știu, sau poate ai simțit pot că unii te judecă, oamenii, pot... Da, oamenii oricum judecă mereu și cred că niciodată nu poți să mulțumești pe cei care ne urmăresc. Dar dacă eu mă simt bine... Da. Și e foarte, foarte important noi să ne simțim bine, noi să ne iubim și noi să ne acceptăm așa cum suntem și să ne trăim viața, pentru că viața este foarte scurtă și chiar nu știm ce se poate întâmpla mâine. Iubitul tău ce a spus?
iubitul meu a făcut mișto de mine, evident. Și da, îți dai seama, noi glumim și râdem pe tema asta și el și toată familia, adică deja, adică nu mă deranjează faptul că ok, acum parcă sunt mai puțin umflată, dar zic așa ca idee, nu mai mă deranjează, chiar m-am obișnuit, dai seama după atâta săptămâni. Că nu e vorba de... Îți vin analizele, îți dau tratament. Nu, nu, lăsați așa. Nu, că aș vrea să revin înapoi la porporțile mele normale. Dar ai vreo bănuială, sincer, ce ar putea fi? Nu, eu chiar habar n-am. Dar ceva este. Acum nu știu cât de serioasă sau nu este problema pe care clar mă confrunt cu el, că e clar că este ceva neregulă, dar vom vedea. Acum... Da, nu, e o treabă serioasă dacă durează totuși de o lună, spui, de e toată povestea asta. Dar nu, analizele le-am făcut acum câteva săptămâni. Ele chiar durează pentru că sunt trimise în afară, asta cel puțin și cu genetică și toate cele, deci da, nu, mă refeream la partea asta, la faptul că ți s-a umflat fața, deci ești așa totuși de o perioadă, e ceva serios cumva. Da, este. Așa că încetați cu operațiile estetice. Dar ți-au prescris ceva, nu știu, să ai grijă la o alimentație, să te ferești de anumite lucruri cumva pentru a nu se agrava sau nu știu. Momentan nu am nimic. Tu ce simți? Crește sau? Nu, eu acum simt că s-a mai dezumflat. A mai revenit. Da. Aha. Acum ține pumnii. Da, și așa e ok. Nu e problemă. Da, mă rog, important e să afli care este cauza. Absolut. Pentru care s-a ajuns în situația asta. Absolut. Pentru a putea evita, chiar dacă, să spunem, așa cum a apărut și dispare din nimic, dar eu am bănuiala că e ceva de parte de cu alergii, cu cum ai zis tu poate mai devreme. Acum se vede. Da. Mm-hmm. Am înțeles. E foarte bine. Asta îți dorim multă sănătate și, și sperăm să ne ții la curent cu evoluția. Vă țin, da. Cum merge partea profesională? Partea profesională foarte bine. Așa. Eu sunt cu foarte bine. Și chiar am venit acum să vă cânt o piesă din noul concept al proiectului meu de concerte, de un cafe concert, este de muzică ambientală, de stare, de... Așa. Da, de stare. Da. Și am mai multe piese cover-uri care le-am reorchestrat, sunt toate originale, chiar le-am făcut împreună cu singurul persoană care am găsit, care a înțeles viziunea mea și conceptul pe care l-am, ideea asta de cam 2 ani de zile, cu DJ Asher, și am lucrat cu el să legăm foarte frumos piesele împreună, care sunt... Începe cu un de genul R&B pop, apoi intră puțin mai în dance latino și apoi la final avem pe partea de dance. Și sunt mashup-uri, sunt mai multe piese în aceeași instrumental. E ceva care nu s-a mai făcut la noi și pe care sper din suflet să vă placă. Și nu am vrut să stau acasă, am vrut să ies, să cânt, să vă povestesc despre proiectul meu nou muzical pentru concert. Am înțeles, deci practic e un colaj din mai multe piese, nu? Da, așa, da, așa ar fi mashup-ul. Simplificând puțin discursul. Mulțumesc. Deci un colaj din mai multe piese. Multe piese care îți plac ție, nu? Da, care sunt. Ele care au ritmuri diferite la baza lor, dar tu le cânți cumva în aceeași, pe aceeași linie. Da, le-am schimbat, deci sunt originale în sensul că nu poți să găsești piesa, aceeași piesă și dai play și eu asta fac. E total diferit și sunt da, sunt tot să fiu așa mai elegant îmbrăcată, așa mai de seară. Bă, ce s-a întâmplat? Da. E păcat că ia-ți minte că izola foarte bine izola mișcarea. Izola foarte bine, atunci... tu aveai pe smuceală melodia, tu aveai așa mai pe dance, pe dans, așa, da. Pe... Da. Schimb total stilul? Doar pentru proiectul ăsta. Pe proiectul ăsta. Da, doar pentru concertele. Vedem cum merge, că dacă merge... Eu zic că va merge, pentru că când avem energie pozitivă și stare bune, trebuie să ne meargă lucrurile așa în viață. Perfect, că bine zici. Bun, mulțumim tare mult. Vrem să te ascultăm cântând. Poftim, scena ți aparține. Mulțumesc. Și multă sănătate îți dorim. Sperăm să rezolvi cât mai curând problemele. Doamnelor și domnilor, Xonia. You take the clothes off my back, that let you. You'd steal the food right out of my mouth, that watch you eat it, and I still. Thank you.
Black Exist, Phantom, White Exist.